Timpul petrecut în natură, în care ne bucurăm de peisaje, diversitatea și bogăția de culori, forme, miresme și sunete, ne aduce beneficii enorme de sănătate fizică și mentală. Se spune că frumusețea naturii este egalată numai de frumusețea sufletului. În drumul spre munte, natura strălucește în toată splendoarea ei. Am pornit în această săptămână la munte pentru a ne răcori și relaxa. La ce caniculă ne-a toropit în ultimele zile, evadarea la munte este o adevărată binecuvântare. Am tânjit după munte, muntele parcă te înalță sufletește, te simți mai aproape de cer. Am ieșit la plimbare astăzi, admirăm frumusețile naturii, suntem la Babele și ne îndreptăm spre cabana Cocora, unde o să ne și oprim astăzi. Ne bucurăm de tot ce se întâmplă, natura e foarte darnică cu noi. Astăzi avem parte de o zi cu de toate, cu vânt, cu soare, cu aer curat, cu atmosferă plăcută. Îndemnul nostru este să ieșiți din case și să vă bucurați de acest anotimp foarte ofertant și bineînțeles să petreceți cât mai mult timp în natură, pentru că vă veți întoarce cu siguranță mult mai relaxați și mai fericiți. Dragi telespectatori, bună ziua și bine v-am regăsit! Ne-am întors în Valea Cocorei. Dacă la prima ediție filmată în această zonă superbă am venit pe zăpadă, iată că în toiul verii ne întoarcem și ne bucurăm de alte lucruri. Bineînțeles că peisajul se schimbă de la un timp la altul, dar atracțiile sunt la fel de interesante. L-am alături de mine astăzi pe domnul bucătar Nicu Șovoială. Bună ziua, bine bună v-am ziua, găsit! Bună ziua, bine ați venit la pensiunea noastră Valea Cocorei. Telespectatorii nu pot să simtă mirosul, nu răzbate mirosul dincolo de cameră, tocmai de vreau să mă ajutați să le spunem exact ce se întâmplă în acest moment aici la pensiunea Cocora. Ce pregătiți bun? Da. Spre exemplu, noi în afară de meniul restaurantului, care e un meniu foarte, foarte diversificat, am căutat pentru atracția clienților să facem ceva și rustic românesc afară în aer liber. Și spre exemplu, astăzi noi am gătit așa, aici avem o iagnie de fasole cu costiță de porc afumată. În afară de faptul că nebunește cu mirosul toată Valea Cocorei, spuneți-mi, vă rog, mâncarea asta este doar pentru cei care vin la pensiunea Cocora sau orice turist se poate opri? Orice turist care în zonă, da, poate să se poate servi aceeași, așa frumos pe terasă sau, dacă dorește, înăuntru la restaurant. Cum ați pregătit fasolea asta care miroase într-un fel foarte frumos? Se spală, se alege, se opăresc de 2-3 ori, după aceea se pune la fiert. Și care e diferența între o fasole făcută așa afară la ceaun și una gătită în bucătăria noastră de apartament? Diferența este pentru că afară la ceaun alt gust, fasolea se fierbe mult mai bine în ceaunuri de fontă din astea, așa, față de oale de inox și e mult mai plăcută la gust, mai tradițională, normal, să spun așa, cu zici. Deci, în afară de fasolea asta, cu diferența de gătit în bucătăria noastră de apartament și asta făcută la ceaun, atracția este clar berbecuțul, pe care nu putem să-l facem în balcon. Bună ziua, doamnă, cum merge treaba acolo? Deci, berbecuțul cu 2-3 zile înainte, după sacrificare, se pune la un baiț format din toate legumele, condimente, se ține 3 zile la baiț, după aceea se pune pe proțap, se învârte la jar și noi am făcut un sos secret al pensiunei, care nu-l putem divulga, el, pe măsură ce se rotește, se învârte, îl ungem tot timpul cu acest sos. Spuneți-mi în câte ore îi ia berbecuțului să fie tocmai bun de pus în farfurie? Sau cred că nici nu mai e nevoie de farfurie? Logic, el așa
la o temperatură foarte, foarte mică, ca să nu se pătrundă până la os, cel puțin 4 ore jumătate. Cam atât. Durează, da. Da. Pentru că dacă este foarte aproape de temperatură, el se crustează, se prăjește câțiva centimetri, milimetri pe deasupra și înăuntru rămâne crud. Deci focul trebuie să fie... foarte lent, lent. Spuneți-mi, dat fiind faptul că nu e nicio sărbătoare în care sacrificăm un berbecuț, uite că în toiul verii se poate să urci. După cum v-am spus, într-adevăr, nu e sărbătoare, dar noi această metodă am găsit-o și un mod de a atrage clientul. Prin miros, prin, nu? Miros, prin gust, prin... Am înțeles. Cum dorește... În afară de sosul ăsta, ați mai făcut vreo vrajă, ca să zic așa, astfel încât carnea să fie bună și fragedă? Nu, deci... cum v-am spus dinainte, 3 zile se ține la acel baiz cu zarzavaturi, condimente, vin, etc. Și după aceea sosul, acela care se unge continuu pentru frăjezire și gust. Și doamna a adăugat cu multă dragoste și suflet, și da, care de... este ingredientul da. Principal da. Pentru da. Orice masă gustoasă. Da. Suntem la o emisiune care promovează în primul rând sănătatea, relaxarea, o masă copioasă formată din carne de berbecuț. Cât de sănătoasă este pentru un om care ține încă la acest aspect? Carnea de berbecuț, din câte știm, nu e o carne dar grasă. Oricum, nu-i grasă, dar mulți, mulți turiști care preferă muntele, preferă o pastramă, o carne de berbecuț. Și cu ce o putem asocia? Cu ce mâncăm carnea de berbecuț să nu ne pice greu la stomac? Deci ea se poate asocia cu o garnitură de legume, cartof prăjit, da, legume sotate, un cartof țărănesc merge, un chestii de genul acesta. Am înțeles. Da. Deci avem primul fel sau cum se face? În ce ordine? Fasole cu ciolan, da? Fasole cu costiță. Cu costiță. Se poate face și cu ciolan. Aici avem astăzi cu costiță. Cu costiță de porc. Și mai avem aici ceva. Și aici am pregătit o rețetă ungurească. O rețetă ungurească. Știind, pentru că sunt la munte, vin fel de fel de turiști, astăzi am pregătit un gulaș din carne de vițel. E numai bine de venit la Cocora, deja berbecuțul vă așteaptă. Este aproape gata. Fasolea la fel, bănuiesc, arată și miroase, gata. Și miroase foarte bine. O să vă vizităm și la bucătărie, să vedem ce surprize culinare ați mai pregătit pentru noi și acolo. Vă mulțumesc foarte mult și spor la treabă. Mulțumesc. Din tot ce v-am povestit, vă rugăm să și da, vă rog, gustați. Eu vă rog să îmi permiteți, pentru că oricât ai fi de scarandiv, oricât ai fi de, știu și eu, năzuros, când ajungi la munte, pe lângă faptul că aerul curat de munte îți face poftă de mâncare, mirosul ăsta, cum spuneam, ne-a zăpăcit de tot și tare aș vrea să văd și la gust cum e. Vă mulțumesc foarte mult! Poftă bună! E un prânz cum nu ne așteptam, e o fasole cu... Costiță de porc da. Afumată. Nu cred că am cuvinte să vă spun exact cum e fasolea asta. Nu o să mai stau să le fac poftă telespectatorilor. O să invit direct aici la domnul Nicu, care este un maestru în gătit. Dumneavoastră și la bucătărie și vreau aici, în laboratorul pensiunii, să-mi spuneți ce se întâmplă. Deci, bucătăria propriu-zisă, cum v-am explicat și afară, pe lângă preparatele tradiționale pentru atragerea clienților afară, noi avem lista meniu foarte, foarte diversificată, care în paralel merge cu ce este afară.
Spre exemplu, astăzi am pregătit supe creme ciorbe. Spre ce supe creme ciorbe aveți? Spre exemplu, am pregătit o ciorbă țărănească din carne de vițel, o cremă de ciuperci de munte, supe de cocoși, de găină, de cocoși cu tăiței de casă, o ciorbă de perișoare a la grec și ciorbă de legume. Ciorbe de legume. Scuzați, și avem și ciorba de burtă, tradițională mâncare românească și de munte. Spuneți-mi ce se mănâncă cel mai bine la pensiunea Cocora? Ce se comandă cel mai des? Deci, logic, pensiunea noastră și-a dat drumul de 2 luni jumătate. Cel mai bine, bine, așa se mănâncă supa de cocoș, ciorba de burtă și ciorba de vițel. Pentru că toate sunt tradiționale de aici, de munte și da. Bună ziua! Salut! Ce faceți, în afară de faptul că vă relaxați într-o zi așa frumoasă de vară? Muncim! Munciți, da! Ce munciți, exact? Ce planuri aveți pentru acest colț de rai? Da, e frumos spus. Planuri sunt multe. Deocamdată încercăm, în primul rând, să construim, să stabilizăm și să ajungem cu pensiunea Valea Cocorii, pe care am preluat-o, la un nivel la care noi considerăm că este de 4 stele sau margarete și încet, încet ne chinuim și sper să și reușim. Toată lumea se chinuie în România, asta e clar. Și vrem să construim un mic grup de pensiuni și cabane. Deja avem aproximativ 3 locații în grup, toate sunt în Parcul Național Buceți. Și visul nostru este să aducem și în România, să spunem așa, savoarea stațiunilor din Austria, din Elveția, e drum bun până acolo. Și din nefericire, la noi lucrurile nu funcționează la fel de bine din punct de vedere autorități, infrastructură. Și cu toate astea, știind toate aceste detalii, v-ați încumetat, ca să zic așa, la un astfel de proiect? Cineva trebuie să o facă. Și în țara noastră trebuie să facem lucruri frumoase, pentru că e păcat. Adică avem o... După cum se vede și în jur, chiar e un colț de rai, e liniște, e frumos, e o natură extraordinară și e foarte, foarte important, din punctul meu de vedere, să investim, să facem lucruri și turiștii să fie mulțumiți. Zona e recunoscută la nivel mondial ca fiind un punct energetic, din multe mituri, povești, bazme și așa mai departe. Și, într-adevăr, foarte multă lume vine pentru locul energetic, peștera, grota, care, într-adevăr, se spune că e un loc foarte... plin de energie, Sfinxul, la fel, care e recunoscut ca un punct energetic al țării și la nivel mondial. Și, într-adevăr, avem multe grupuri care vin special pentru latura energetică, să spun așa. Dincolo de latura energetică și de faptul că venim la munte, în primul rând, pentru aerul curat și pentru relaxare, turiștii tineri cum se pot distra? La asta v-ați gândit? Da, avem un, deja am construit un program de team building-uri. Într-adevăr, în zonă și în vale nu există foarte multe entertainment, să spunem așa, adică încă suntem lacunari la partea aceasta. Am organizat deja câteva team building-uri destul de mari. Avem, într-adevăr, destul de multe posibilități, except în trasele montane pe care le facem către Babe Sphinx. Sunt trasee turistice pe care le organizăm cu biciclete, mountain bike-uri. Avem, într-adevăr, și posibilitatea de a organiza show-uri off-road, da, cu mașini de teren și sunt destul de fericit pentru asta. Focuri de tabără, petreceri tematice, berbecuți la proțap, sunt destul de multe lucruri, vizitele la peștera. În colaborare cu Salvamont avem și variante de tiroliene, cățărare, tir cu arcul. Și vrem să construim în continuare, pentru că avem un grup și cabana Bolboci, putem să împărțim oarecum lucrurile. Adică turiștii aleg și vrem în viitor să le dăm posibilitatea să aleagă. Adică să avem un grup, cabana de o margarete, de două margarete, de 4 margarete, cum este aici, în așa fel încât fiecare turist să aleagă locația, zona, tipul de tarif, nivelul de calitate dorit și așa mai departe. Și vrem, într-adevăr, să continuăm și cu investițiile în entertainment. Ne gândim să facem o tiroliană foarte lungă peste râul Cocora. Colaborăm cu toate locațiile din zonă și încercăm să ducem nivelul ăsta de colaborare, deși românii, de principiu, sunt să moară capra vecinului și sunt anticolaborare. Chiar încercăm să ajungem la o viziune în care să poate reușim chiar anul acesta, înspre toamnă, să creăm și un cluster în turism,
un cluster care să definească Parcul Național Buceti și să înglobeze toate locațiile de cazare și împreună să reușim să creăm un pic de entertainment comun, să zic așa. Așadar, e nevoie de un heirup din partea mai multor oameni? Ca da, inclusiv din partea autorităților, dar se pare că au început să mai miște în ultima perioadă. Ați văzut drumul pe care ați urcat Transbucegiu, să-i spunem așa, care în viitor va pleca pe lângă noi, va fi exact pe aici, pe lângă noi și va ajunge la Bran, adică Moiciu de Jos, și mai sunt undeva, teoretic, 18 km până la Bran. Nu cred că se va termina foarte curând, dar sperăm cât mai repede, iar după cum ați văzut, tot drumul este asfaltat până aici, ultima bucată e în construcție în momentul de față, care va duce asfaltul până la trecare. Am auzit un zvon, să-mi confirmați sau nu, că este în proiectul de viitor și un pub în zona aceasta? Da, deja am lucrat la partea teoretică, să-i spun așa, avem deja niște proiecte frumos definite pentru pub, ca împreună cu un efort de marketing comun să reușim să facem, îi spunem noi, pub-ul de la cea mai mare înălțime din România și vrem să facem o combinație între liniște și distracție, adică el e prevăzut a fi destul de, să spunem așa, închis și antifonat în așa fel încât să păstreze liniștea și cine vrea să vină pentru liniște să aibă parte de liniște, cine vrea să urce pentru puțin mai multă distracție să poată să aibă. Că vom face tot ceea ce e posibil ca oamenii care trec pe aici să fie deschiși și în viitor tot ceea ce se vede aici încercăm să facem o terasă frumos gândită, e deja în proiect, din lemn, să dăm cât mai multă în jurul pensiunii și cât mai mult entertainment. Vom încerca să dăm coffee on the go, ceaiuri, sucuri mici. Toată lumea care trece pe aici și merge către să spunem așa, Sfinț, Babele, pe traseu cunoscut, să poată avea o locație în care, chiar dacă nu sunt destul de multe locuri de cazare, pentru că în perioada de sezon, chiar dacă am avea 100 de camere, le-am dat pe toate. Noi încercăm, în schimb, să convingem oamenii să vină constant și nu numai în vârfurile de sezon sau doar vara, pentru că locația este minunată și iarna și vara și lucrurile diferă total. Adică iarna are farmecul, vara. Cu siguranță. Pe lângă echipamentul de ski, putem să ne luăm la noi și un costum de baie, să ne bucurăm de soarele de munte, nu? V-ați gândit și la o plajă pentru doamnele și domnișoarele care vor să... Să spunem că plaja este destul de greu de realizat, dar în viitor, dacă reușim să ajungem la nivelul care l-am propus, probabil că în această zonă, după ce o să avem terasa, vom încerca să facem șezlonguri, iarbă, să amenajăm un pic în așa fel încât toată lumea să se poată bucura și de bronzul de munte, care într-adevăr este, să spunem așa, cel mai rezistent bronz, adică bronzul pe care îl capeți la munte nu se compară cu cel care este foarte, să spunem așa, rapid, dar distrugător la mare. Dat fiind faptul că emisiunea începând de astăzi se referă în primul rând la bunăstarea celor care ne privesc, vreau să-mi spuneți sau să le spuneți celor care ne urmăresc de ce ar trebui să ajungă totuși până aici, să se rupă de cotidian și să încerce o experiență în Valea Cocorei. De ce toată lumea face asta în toate țările civilizate și de ce mai mult de o treime din turiștii noștri sunt străini? Pentru că este altceva. Adică vorbim de, sper noi să ajungem la o mini-stațiune în această vale în viitor, care să ofere o combinație de liniște și entertainment. Este, din punctul meu de vedere, zona cu cel mai mare potențial turistic din România. Proiectele sunt vechi, încă de pe vremea guvernării comuniste, sunt proiecte de pârtii de schi, deci numai în zona asta, conform studiilor făcute încă pe vremea când se făceau studii cu adevărat, acum poate să aducem japonezi să le facă, că specialiști din ce în ce mai greu găsim în România, există posibilitatea de a se face în această zonă până la 27 de pârtii de schi. Și sunt pârtile de schi care, conform, să spunem așa, morfologiei terenului, sunt singurele care pot oferi o pârtie de schi, de exemplu, de la 2000 de metri la vârful omul până aici la 1600 de metri, ceea ce înseamnă că poate asigura zăpadă până la 6 luni pe an, spre deosebire de stațiunile mai joase, Sinaia, Predeal, unde la 1100 de metri nu pot asigura, eu știu, o lună de zăpadă, două, în rest e artificial să chinuie cu pânul de zăpadă și ar fi păcat să nu se întâmple, adică proiectele există, încă de acum 10 de ani făcute, potențialul există, mai puțin cu investitorii și mai puțin, să spunem așa, să le vedem realizate și fructificate cât mai repede, dar potențial există și cred că ar fi combinația perfectă între natură și entertainment, totuși într-o zonă care într-adevăr e
complet naturală. Puțin beton, că nu putem compara cu stațiunile joase, în care au devenit aproape orașe. E o diferență. Bună, Violeta! Bună! Ne-am plimbat puțin pe afară. E timpul să vorbim și despre serviciile pe care le oferă pensiunea Cocora. Spune-mi, te rog, ce găsesc turiștii care ajung până aici, la voi, la pensiune? În primul rând, ne găsesc pe noi. Avem un personal nou, extrem de dedicat. Avem 14 camere cu tot confortul. Avem 4 matrimoniale, băi în cameră, apă caldă tot timpul, căldură, lumea ne întreabă. Clienții noștri în special sunt familii cu copii mici. Am avut săptămâna trecută, cred că 7 bebeluși și toți erau îngrijorați. Avem căldură, da, aici găsim căldură, găsim curățenie. Mâncare, avem restaurantul care este deschis non-stop pentru toate nevoile. Avem un invitat, o bucătăreasă care gătește ca un masterchef la un hotel de 5 stele din Mamaia, care o să vină astăzi și sper să rămână la noi ca să pregătim bucate alese și să arate și foarte bine. Avem wireless pentru cei care nu se pot rupe. Pentru cei care, da, pentru copii între 7 și 100 de ani, cei care știu să folosească orice device. Avem un foișor unde putem face grătar, avem o terasă, ați aflat că vom face și alte minunății. Dacă putem să ne lăudăm, gradul de ocupare din ultima lună depășește 80%. Aveți în plan să vă extindeți? Da, am vrea să ne extindem. Vrem, pentru că în momentul acesta suntem pensiune, cu 4 margarete, să creștem la un hotel de 4 stele. Ca să ajungeți să fiți în hotel, de câte camere ar mai fi nevoie? Încă 6 măcar, să avem 20 de camere, poate chiar 25. Depinde cât ne putem extinde conform proiectului, asta rămâne de stabilit. Încercăm să facem foarte multe activități. Avem colaborare cu ghizi montani, în jur se pot face foarte multe excursii, și individuale și de grup, jocuri de grup. Facem orice, vom avea într-un final și noi un drum asfaltat până aici, la noi. Și am înțeles că vor să-l facă foarte romantic cu felinare. Asta de e... stradă, normal, nu? Am înțeles. Asta un alt punct de atracție pentru da, cei care ajung. Da, sper să fie o promenadă extraordinară. Cumva, natura ne ajută. Deși plouă în oraș, aici e soare. E un soare minunat, e o atmosferă de, zici că nu e pe pământul ăsta. Și undeva seara, între 8 și 9 și jumătate, soarele aici spune la revedere când apune și e minunat. Ar trebui să vii, să vezi, să simți. Cu siguranță o să mă întorc, nu știu dacă o să apuc astăzi, dar o să mă întorc. E deja a doua venire și are același efect benefic din toate punctele de vedere. Mă bucur că lucrurile stau așa în momentul ăsta și că vara la pensiunea Cocora poate fi petrecută atât de relaxant. Noi vă așteptăm oricum.